începând de astăzi, vom delega și vom exercita atribuțiile funcției. Alături de mine îl am pe Nicolae Bibu, care tot începând de astăzi, săptămâna viitoare, este City Manager, noul manager, de fapt primul manager al municipiului Tulcea. În ceea ce privește reducerea de taxe, una dintre ele, și o să vedeți cuantumul ei, va fi taxa de habitat. Care se află în dezbatere publică. Deja se află în dezbatere publică, cred că chiar de astăzi. Ea va fi cu siguranță mai mică anul viitor. O să vă spunem exact la momentul finalizării dezbaterii publice și cu cât. Iar referitor la subvenții, ele vor scădea prin reducerea cheltuielilor. Atât timp cât vom identificăm la fiecare serviciu în parte cheltuieli care nu și-au rostul, este firesc că și banii pe care îi va da primăria pentru existența serviciului vor fi mai puțini. Și primul lucru pe care l-am făcut a fost de a le solicita celor care conduc aceste direcții propunerea lor pentru eficientizare. Foarte mulți bani s-au dus în locuri unde nu trebuiau să se ducă atâta timp cât noi nu suntem într-un proces de dezvoltare. Dacă vrem să fim generoși, trebuie să fim bogați. Zilnic ne-am întâlnit, împreună cu Nicu am deschis primăria, în ghilimele deschis primăria de la primele ore ale dimineții. Ne-am întâlnit cu George, cu Bogdan și cu Dragoș și am început să cunoaștem tainele aparatului administrației publice locale pe care l-am descoperit odată cu câștigarea alegerilor. Am zis, legat de eficiență și de echilibru și de reorganizare, am aici o statistică a numărului de posturi ocupate pe care le-am descoperit în cadrul primăriei municipiului Tulcea. Societăți sunt 1275 și direcții. În total, angajat al căror cei mai mulți bani, peste 90%, vin de la primăria municipiului Tulcea, sunt 1497 de angajați, cu 197 mai mult decât am crezut eu, fiind convins că sunt undeva la 1300. Vă spun că scopul nostru este aceea de a eficientiza și organiza. Ne vom mări aparatul atât cât ne permite legea, pentru că posturile sunt blocate. Știm cu toții că în administrația publică locală, din cauza pandemiei, orice post public, cu excepția celor care se ocupă de managementul proiectelor europene sau de COVID, de pandemie, toate posturile sunt blocate. Vom reorganiza activități și compartimente. Asta trebuie să știe toată lumea. De astăzi înainte, banul public la Tulcea trebuie cheltuit mult mai eficient. Cel mai acut, tulceanul a simțit lipsa de comunicare cu autoritatea locală. Foarte mult și-a dorit ca autoritatea locală să-i răspundă la întrebare, la mesaj, la doleanță. Neîntâmplându-se prea mult, vă dau o statistică, pentru că societățile au spus că au comunicat, deși paginile lor de Facebook nu erau făcute ca să poată interacționa cu tulceanul. Și am solicitat pentru luna septembrie ce comunicare ați avut cu locuitorii, cu cei care primesc serviciul pe care noi îl oferim. Și s-a uitat în baza de date și erau 24 de solicitări. În timp ce noi vorbim acum, eu primesc sute de solicitări din partea tulcenilor. Rolul autorității locale este să le răspundă și să le rezolve problemele. Cheltuiala banului public. Ne uităm, e mai bine să plătim reparații sau să ne cumpărăm lucruri noi chiar și în leasing.
ne uităm, am depus proiecte europene și când am obținut finanțare și de ce după 3 ani de zile nu am reușit să finalizăm studiul de fezabilitate. Privim aceste lucruri. De ce cetățeanul pe strada X se tot spune de 5, 6, 7 ani că nu se asfaltează, că au cei de la apă și canal un, trebuie să pună mai întâi conductele. Da, este logic că așa se întâmple, dar nu este firesc ca omul să-și petreacă viața tot sperând că întâi o să vină cei cu apă și canal și după aia ceilalți cu asfalt. Pot să spun că Energotermul a crescut un pic comunicarea cu tulcenii, care nu exista sau exista, dar într-o formă foarte greoaie. Adică cetățeanul intra pe pagina de Facebook, pe pagina de Facebook aplica, se ducea pe un link, linkul acela te trimitea pe pagina site, site se deschidea într-o fereastră unde tu trebuia să scrii cu foarte mare atenție să nu greșești, că imediat te spunea nu există e-mailul respectiv și când dădeai send îți dădea eroare. Ori în momentul în care am făcut acel înregistrări, eu am sunat la numele de telefon pe care instituții l-au pus la dispoziție, nu la vreun call center din Afganistan. Am sunat exact la numele pe care ei l-au pus la dispoziție și n-a răspuns nimeni. Imediat, până seară, Energotermul a început să răspundă și puteți să faceți acum o încercare și să transmiteți, să sunați sau să trimiteți mesaj sau mail că vă răspunde. Răspunzând, mulți cetățeni au fost rezolvați. Li s-au rezolvat problemele. Avem probleme cu Energotermul, nu doar de pierderi și de transferul energiei. Acum există zone unde anumite scări de bloc sau chiar camere în cadrul unui apartament nu se încălzesc. Dar li se răspunde și li se spune care este problema, se vine la fața locului și foarte multe cazuri au fost rezolvate. Inclusiv cei de la centrală, care până acum îți vorbeau așa, ai domnule, și ce ai să faci, cu ce ai să te încălzești, vorbesc altfel. Aplicat. Venind la orice oră și încercând rezolvarea situației. Nu pot să spun că și celelalte servicii s-a văzut acum o mișcare, un parc care se mătura în 3 zile, acum se mătură în 3 ore. Dar noi vrem să ridicăm acest ritm, pentru că se poate, și vrem să punem la cale un sistem de comunicare în care fiecare să-și asume responsabilitatea, de la primar până la director, până la cel de intervenție. Pentru alți oameni care nu folosesc aplicații sau Facebook, va fi un tel verde la care vor putea suna oricând și se va înregistra toleanța, problema pe care o expun. Pentru ceilalți, pentru alte categorii, vom împărți municipiul în zone în care un reprezentant prin rotație va comunica direct cu persoanele mai în vârstă, să spunem, sau cu persoane care nu pot folosi din cauza unor motive de sănătate alte mijloace. M-am întâlnit cu o asociație a persoanelor cu dizabilități luni. Am privit cu foarte mare responsabilitate nevoile lor care țin de la accesul pe care îl face primăria în privința comunicării cu ei sau a mijloacelor pe care le pun la dispoziție pentru a se mișca, de exemplu. Și suntem foarte jos la acest nivel. Încercăm să privim orice investiție în viitor și cu comunicarea și cu accesul. Dar suntem deschiși la orice formă de comunicare care aduce mai aproape autoritatea față de locali.